Salutare și bine te-am găsit! Astăzi vreau din nou să te inspir. O să fac risotto alb după rețeta lui Jamie Oliver, un risotto simplu și absolut delicios pentru că va fi aromat cu unt și parmezan proaspăt ras la sfârșit. Am să-ți arăt în minutele ce urmează modul de preparare, așa că rămâi cu mine și dacă îți place ce vezi, abonează-te pentru că vor urma și alte rețete interesante. Pentru această rețetă o să am nevoie de 100 de grame de orez pentru risotto, 4-500 de ml de supă de pui, 20 de grame de parmezan plus extra pentru servit, o ceapă, puțină țelină, rădăcină sau țelină apio, 2 cuburi mici de unt, aproximativ 30 de grame amândouă, 50 de ml de vin alb sec, sare, piper și ulei de măslin. O să încep prin a toca legumele, ceapa, am să încep să o toc foarte mărunt, cât de mărunt pot. La fel și țelina. Eu am tăiat-o deja într-o felie foarte subțire din rădăcină. Se poate folosi și țelină apio, dar orezul va căpăta culoarea verde de la aceasta, așa că mai bine folosesc rădăcină. După ce am tăiat și țelina, pun supa într-o cratiță pe aragaz și o aduc la punctul de fierbere. După care pun o tigaie pe foc. Adaug în ea un cup de unt și puțin ulei de măsline. Ceapa și țelina. Amestec. Și le călesc pentru aproximativ 5-6 minute, până când acestea se înmoaie. După care adaug orezul. Amestec și îl mai las și pe acesta în tigaie un minut, două. După care pun vinul. Amestec. Iar când acesta se evaporă, încep să adaug supa de pui, câte un polonic pe rând, după care continui cu următorul. Amestec pentru aproximativ 10 secunde. Și continui așa până când orezul este gătit. Pentru acesta sunt necesare aproximativ 18-20 de minute. Iar când spun gătit, mă refer la faptul că trebuie să fie moale, iar boabele să-și mențină forma și să aibă un pic de textură. Când orezul este fiert, asezonez cu sare și piper. Adaug untul rămas. După ce acesta s-a topit, adaug și parmezanul. Sting focul. Amestec parmezanul bine. După care pun un capac și las să se odihnească 2 minute. Când cele 2 minute au trecut, amestec din nou, pun orezul în farfurie. Rad puțin parmezan deasupra.
și servesc preparatul imediat pentru că este foarte bun atunci când este cald. O rețetă extraordinar de bună, se face foarte repede și este delicioasă, după cum v-am zis. Dacă ți-a plăcut această rețetă, scrie-mi părerea ta în secțiunea de comentarii și dă-o mai departe unui prieten. Asta a fost tot, te aștept și data viitoare, până atunci nu-mi rămâne decât să spun poftă bună și la revedere!